Grupul de comunicare strategică a publicat marți ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus în România. Până marți 12 ianuarie, pe teritoriul României au fost confirmate 676.968 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 605.045 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare au fost înregistrate 3.697 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până marți, 16.881 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 11 ianuarie 2021 ora 10 au fost raportate 156 de decese, 105 bărbați și 51 femei ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița, Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Călăraș, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și București. Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 2 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 36 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 69 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 37 decese la categoria de peste 80 de ani. 147 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 8 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.783. Dintre acestea, 1.073 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.048.928 de teste. Dintre acestea, 23.667 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.971 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.696 la cerere. Pe teritoriul României, 31.401 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.799 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 52.071 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 122 de persoane.